Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați aici băbuța, crescuța pitica care a mai scos odată puișorii. Ia uitați, a scos cu 3 zile înainte. Azi noapte a scos. Cu 3 zile înainte a scos. Ea trebuia să scoată joi, dar a scos azi. Văd că mai are un singur om care a început să ciocnească, nu focusează, dar se vede cât de cât. Acum se vede. Ia uitați, este ultimul ou. Ia uitați, cei 12 bulgărași sunt superbi. O să-i dau, cred că o să-i dau cu tot cu mămică, nu o să-i vând, dar o să-i dau mamei mele, pentru că la ea o singură cloșcă a căzut, din care a și scos, a lăsat puii, au făcut 3 ouă. Și azi m-a anunțat mama că s-a pus iar la clocit. După 3 ou făcute, iar s-a pus la clocit. Este un miracol. Dar asta e. Se mai întâmplă și de astea. Bucurii de genul. Ia uitați cât sunt de frumoși. Sunt superbi. Ia uitați, mămica deja se înfoaie puțin. A venit la ei. Cloșcă pentru a doua oară. Este sincer găina mea preferată. Este cea mai bună mămică care am avut-o. Și găinuța mea preferată. Data trecută a scos 9 puișori. 9 puișori și mai trăiesc 8, din care știți destul de bine că sunt mari la 3 luni. Uitați, acesta alb nu este puiul ei, restul, de fapt este puiul ei, că este scos de ea, dar nu este ou de la ea, în afară de unul, din 13 ouă, unul a murit nou și 12 ieșiți, este un procentaj extrem de bun, nu am avut niciodată asemenea procentaj, nu am avut procentajul maxim niciodată. Uitați că se întâmplă, înseamnă că cocoșei sunt buni. La toamnă, dacă începe să ouă și celelalte, s-ar putea să vând și ouă de la ele. Eu o să cadă și pentru a treia oară. Cred că o să o pun. Nu sunt sigur, dar posibil să o pun, dacă văd că slăbește foarte tare, pentru că plătește și a treia oară și din câte știu, a treia oară slăbește foarte, foarte tare, pentru că mi s-a întâmplat anul trecut, încât anul trecut am dat antibiotice, i-am făcut injectabil sub aripă, am băgat vitamine în apă, calciu în mâncare, consumat destul de mulți bani cu ea, dar nu contează, contează că e ea sănătoasă. Și ia să o mai dăm puțin deoparte, încă să vii mai arăt odată. Ia uitați, puișoriu este din nou, văd că l-a crăpat croșcuța. Vin să-l ajutăm. Ia uitați că se... Și a ieșit. Și ultimul puișor a ieșit. Stai din să-i luăm asta. Ia uitați, este cam sălbatică puțin, pentru că nu prea îi lasă, nu... Ia uitați pe acest frumușel superb.
Și cam acesta a fost vlogul, dragi prieteni. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu și să dați un like, share și subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!